pisicuța neatentă. Pisicuța Paula făcea câteodată lucrurile pe dos. Doamne, s-a gândit ea când s-a dat jos din pat într-o dimineață. Acum, ce trebuie să încalți prima dată? Șosetele sau pantofii? S-a gândit un pic și și-a pus mai întâi șosetele. Apoi s-a așezat pe marginea patului gândindu-se, oare acum mă trezeam sau mergeam la culcare? Dar pentru că afară era lumină, și-a dat seama că este ziua și trebuie să se trezească. Îi era cam foame. Probabil era vremea micului dejun. Așa că s-a ridicat, a pregătit niște ouă cu șuncă și o ceașcă de ceai. Acum oare trebuie să pun șunca și ouăle pe farfurie sau în ceașcă? S-a întrebat ea. Trebuie să pun ceaiul în ceașcă sau în farfurie? De data asta nu a mai avut noroc, pentru că a încercat să toarne ceaiul în farfurie, făcând multă mizerie. Am fost neatentă, ceaiul se pune în ceașcă. A terminat de făcut curățenie și a servit micul dejun. Se făcuse deja târziu, deoarece era mereu neatentă, Paula întârzia mereu, căci niciodată nu își aducea aminte să verifice ceasul pentru a afla cât e ora și a se încadra în timp. Ar trebui să mi se spună pisicuța neatentă în loc de pisicuța Paula, a suspinat ea. Dar era o pisicuță atât de simpatică și de prietenoasă, încât toată lumea o ierta pentru neatențiile ei. Astfel, chiar și atunci când întârzia la o întâlnire, prietenii o iertau, dar de fiecare dată îi aminteau să fie atentă la ce îți spunem. Dacă ești atentă, vei face totul bine.